Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou clip. Haideți să vă arăt ce avem în lucru noi astăzi. O, salut, prietenul meu, Daniel. O mașină la care noi am mai lucrat. De asta suntem și fericiți, mulțumim clienților pentru încredere. O să vă arăt ce vom face la această mașină. Este vorba de CL-ul 55 AMG. O vom polișa în totalitate, vom vopsi etrierii și mai ales vom scăpa de aceste cromuri care sunt foarte, foarte urâte. Uitați-vă și voi cum și-a bătut cineva, nu știu cine, nici nu mă interesează, joc de aceste elemente, mai ales grila față, arată horror. Toate aceste elemente le vom colanta cu negru lucios. Asta, da, destul de urât arată. Plus că v-am spus, o vom polișa toată mașina și vom aplica un tratament ceramic, o protecție. Vom demonta și mânerele, pentru că uitați-vă cât de urât arată aici, cu inele, cu ce-o fi zgriat. Dar au reușit să vopsească și chederele de la geamuri și cu tot. Cineva a mai încercat să mai polișeze, să mai facă ceva, dar e destul de urâtă treaba. Bun, Gabi, îi scoatem aici mânerele astea. Deci dau și geamul jos, partea, da? Da, trebuie lăsat toată scoasă oglinda. Da, ca să-i scoatem, să-i scoatem bine perile. Aici au un retuș. Se vede. Iar etrierii vom face roșii, vom curăța bine jantele și aici cu logo AMG vom avea logo pe acești etrieri. Observați și voi ce panorama a putut să facă la aceste trimuri. N-au știut nici măcar să le scoată, că au gazat vopseaua într-o falfără de cal aici. Frumusețe de mașină au stricat. Șurubul moarte. Da, un cricket, ceva să baci. Am scos toate elementele de la grila centrală. Absolut toate. Dar nu pot să scot astea. Greu rău de tot. Pentru că asta e bun. Au rotunjit foarte, foarte rău. Gata, am reușit să scoatem și oglinda. Trimul urmează și ăsta scos. S-a așezat băiatul la birou. Da, vedeți cu trotinoare. Vreți să aduc și mănușele? Da, adu mănușele că sunt negrile pe urmă, dacă nu mi-a spus mănușele. Ușor, că dacă ai îndoit-o la realitate. Eu ți-am spus că... Ai filmat? Da, am filmat. Da? Am filmat. Urmează să băgăm mașina la spălat, să o decontaminăm cu argilă. Spălăm foarte, foarte bine roțile, pentru că v-am spus, le vom vopsi etrierii și nu trebuie să avem depuneri. De ce senzație cum se aude mașina asta?
Haideți să vă arăt, dragi prieteni, am făcut un element. Este aproape gata, dar nu este gata. Am scos până la urmă și peria. Uitați-vă cât de speriată este această mașină. Hai să vedeți și mai bine în lumina neonului. Uitați aici. Foarte, foarte multe zgrieturi fine, fie de la spălătorie, fie de trecerea timpului. Da, noi recomandăm în momentul când ștergeți mașina să aveți o fibră din aia pentru toată caroseria. Și capota. Haideți să vă arăt, prieteni, cum începe să prindă contura această mașină. Deja mânerele au fost montate. Aceste trimuri. Partea de jos, polișată de acest lateral. Mai avem aici această parte de polișat. Deja eu zic că arată foarte, foarte bine. Oglind. Trebuie să aplicăm și protecția ceramică. Etrierii vom face roșii, dar trebuie să izolăm întreaga caroserie. Da, uși, iată, una mașină. De cum am polișat? Haideți că am uitat pe această parte să filmez cum facem etrierii. De fapt, cei care ne urmăriți știți că în clipuri mai există un clip exact cum facem noi etrierii. Așa l-am izolat, așa a ieșit culoarea, asta este un roșu foarte, foarte aprins. Uitați cum arată mașina acum. Am izolat aici destul de bine. Sunt curios cum se vede afară această mașină. După ce îi vom aplica ceramica, noi avem să mai dăm încă un strat de polish. Apoi ceramică pe întreaga mașină. Dragi prieteni, haideți să vă arăt cum a ieșit după protecția ceramică. Am venit și etrierul să vi-l arăt. I-am făcut un tratament hidrofob și la toate geamurile de pe mașină. O să filmăm și afară, dar mai întâi de toate vom acoperi cu o prelată să nu se vadă absolut nimic, să nu se pună praful, să vedem și reacția clientului. A ieșit mașina. Schimbare totală, totală, totală.
mulți prieteni, cam așa e și mașina. După cum puteți observa, am scos tot ce era mai bun din ea. Este un uzi care arată foarte, foarte bine. Acest CL pentru vârsta ei este extraordinar. Cam asta a fost. Eu sunt Andrei. Până data viitoare, vă doresc numai bine.